știți care este convingerea mea și ce am observat eu am 13 ani de administrație, nu are ce căuta sindicat în administrație. Nici centrală, nici locală. Deci la administrația publică, pentru funcționare publică, nu există, n-au ce căuta sindicatele. Există asociația. Știți că există asociația polițiștilor locali, comunitate, să nu știu, să știm, da, oricum. Da? Știați de asociația noastră. Știți că este prima constituită, unde e președinte. Știți că este prima constituită din țară, asociația noastră, deci de la Târgușini. Știți că noi și cu cei de la Sărin, că după aia au venit cei de la Sărin, da? Am făcut Federația Națională a Polițiștilor Locali, da? Știți că suntem singurii care să duc și să și ne se regăsesc în legea 155 a Poliției Locale, se regăsesc cuvinte de ale mele. Am umblat în toată țara, da? La tot felul de întruniri, da? Știți că ne-am bătut pentru norma de grană. Noi ne-am bătut, Federația. Da? Păi noi vă reprezentăm interesele. Vede că la mine nu se mai auzi de războaie, de lideri, de sindicate, de nu știu. Nu am știut, domnul Binețu.